Așadar, Polina, bună seara și bine ați venit cu drag, profane, cu probleme de matematică la geometrie. Așa, facem un fel de recapitulare, da? Da, că dăm test. Recapitulare. Cercul. Deci recapitulare cercul. Și să facem aici probleme, da? Da. Așa. Facem testul 3 de la pagina 193. Testul 3 de la pagina 193. Problema numărul 1. Se dă triunghiul ABC. Fie triunghiul ABC. Cu AB egal 6 radical din 5. Ipoteză, da? În care avem AB. 6 radical din 5. 6 radical din 5. AC 12 radical din 5. 12 radical din 5. Și BC 14 radical din 5. 14 radical din 5. Să se afle. Aria triunghiului ABC. Aria triunghiului ABC. Formularul Heron. Așteaptă adică. Așa. Și B. Lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC. Ivarul e mic sau e mare? Dacă e cercul circumscris. E mic. E mare. Circumscris, adică pe afară cercul. Cercul e pe afară, dar circumscris. Dacă ziceam înscris în triunghi, era vorba de iermic. Deci ier mare egal cu cine. Nu mai facem nicio figură de mic. A spus foarte repede că e vorba formalul de formalul Heron, că știm toate laturile. Și apoi ier mare egal cu APC/4S. Și totul merge foarte bine. Deci da. A mic, o spune area triunghiului ABC, egal cu ZAD, egal cu radical din... Egal cu radical din P pe lângă P minus 6 radical din 5. P minus A, tu scrii în formula. P minus B. A, pe lângă P minus B, deci, lângă P minus C. Dacă nu l-am locuit pe P, înseamnă că o să mergem cu P minus A, P minus B, P minus C. C. Și de unde P? Nu știu de unde. Unde iar, P? Unde? Iar P egal cu A plus B plus C. Cât? Cu 2. Așa. Egal cu 6 radical din 5. 6 radical din 5. Plus 12 radical din 5. Și plus 14 radical din 5. Pe 2. Pe 2. Deci ăsta este un 2 în factor comun. Așa. Și o să fie X radical din 5. De fapt, hai să-i adunăm, mă. Păi adunați-i, bă, că-s meri toate. Că-s, da, meri. Dar de radical din 5 sunt toți, da? Deci facem cât? 32 radical din 5. Așa zici, da? 32 radical din 5, totul pe 2, care înseamnă 16 radical din 5. Și iată l-am aflat pe P. Și acum tu am uitat cum te cheamă. Dragoș. Atunci spunem că area triunghiului egal cu 16 radical din 5. Radical din 16. Radical din 5, pe lângă. Pe lângă 16 radical din 5, minus 6 radical din 5, pe lângă 16 radical din 5, minus 12 radical din 5, pe lângă 16 radical din 5, minus 16 radical din 5. Și are egal cu radical din 16 radical din 5, ori 10 radical din 5, ori 4 radical din 5, ori 2 radical din 5. Și are egal cu... Hai să vedem ce iese. Iese un 4, un 2 și 10 ori 2, 20, înseamnă 4 ori 5. Deci iese încă un 2. Repetăm. Iese un 4, un 2, încă un 2 de la 20, da? Și de-al de radical din 5 sunt 1, 2, 3, 4. Radical din 5 la 4 face cât? 25. Că 2 radicalul radical face 5. Radical 25. Și iese și un 5 în față, da? Și sub radical ce-a rămas? 4. Care-i 4? 4. De la 16. Apoi, nu l-a scos pe 4. Radical din 16, 4.
radical din 4 ăsta, 2. 2. 2 ăsta a fost din 10 ori 2, care a făcut 20. Și 24 ori 5. Și a ieșit 2. Și a ieșit 2 și a rămas 5. Deci 5 rămâne. Deci rămâne 5. Da? Și gata, atât. Altfel ce puteam face? Mulțeam pe 16 cu 10, cu 4, cu 2, ne dădea un număr, să zicem, acolo, după care dădea 256. Că e 2 ori 2, 4, ori 4, 16, și 16 a fost radical, 256, pierdem timp. Exact. Cum radicalul dintr-un produs egal cu radical din fiecare termen, asta am aplicat. Da? Și egal cu 80 radical din 5. Deci 16 ori 5, 80 radical din 5. Am făcut asta, centimetri pătrați. Am făcut în felul ăsta ca să înțelegeți cum anume lucrăm, câte vreme avem voie să facem radical din fiecare, numai la un produs. Da? Deci este esențial să urmăriți lucrurile acestea, pentru că vă mărește viteza de lucru. Da? Deci poți să mergi pe calea cealaltă, nu nicio problemă, dar întârzi. Mulțim și face extragi. Da. Adică e scărpinată la urechea stâng cu mâna dreaptă. Exact. Da? Și acum ce avem punctul B. B, ce spunea Miruna? B egal cu cine? R mare egal cu? Șase radical. ABC. Zi formula. ABC. ABC. Așa să vă obișnuiți să le tractați. Nu că șase egal cu ABC supra 4S. Exact. De profesorul vede că tu aplici formula, este transmis un mesaj corect. Sigur. Ei bine, A, B, C. 6 radical din 5 ori 12 radical din 5 ori 4 ori 80 radical din 5. 4 ori 80 radical din 5. Radical din 5 cu radical din 5 se duc. 1 din ei, da. 4 cu 12 rămâne 3 sus, da. 80 cu 6 prin 2 și rămâne 40 cu 3. 3, așa e 40, da. 40 cu 14 iarăși prin 2 și rămâne 7 și 20. 7 și 20. Și o să avem 7 ori 3 ori 3, adică 21 ori 3, adică 32. 7 ori? 7 ori 9. Ori 9. 3 ori 3, 9. 7 ori 3 ori 3. Da, 7 ori 9. Da. Deodată face, când îți dă seama, nu mai vezi simplificări, 10, 7, 9, 63, 63, 63, radical din 5, ori radical din 5, face ori 5, da? Și ori 5 minute. De 20, 50, 60, 60, 4, 63, supra 4. Hai să vedem ce am putut să rețin din problema asta. Formula. Deci trebuia știut formula lui Heron. Da. Ce S-a este P-ul? A plus B plus C pe 2. Da. Nu A plus B plus C. Și raza care este? Da. Și raza, dacă e vorba de scris, circumscris. Atenție, urechea trebuie să vă stea acolo. Dacă autorul a spus cercul circumscris triunghiului, adică circumscris triunghiului, e pe afară, trece prin vârful lui. Dacă... Triunghiul e în cerc. Triunghiul este în cerc, da? Iar când zice cercul, triunghiul înscris cercului, triunghiul înscris cercului, este tot ca și cum aș spune cercul circumscris. Deci triunghiul înscris în cerc este valabil cu cercul circumscris triunghiul. Este aceeași poveste. Atenție! Da? Iar când e vorba de cercul înscris în triunghi, înscris cercul în triunghi, în interiorul triunghiului. Și la mic. Da. În condițiile acelea, triunghiul este circumscris cercului. Adică, impropriu spus. Este în exterior. Da. Da. Așa. Nu e corect chiar cu circumscris. Da. La, că e vorba de circumscris, la cer se referă. Corect. Poziția cercului înscris, cercul scris. Poftim. Ce de tabla? Cu doi băieți, acum eu nu mai mă ridic. Da. Domnul profesor. Și eu ar trebui numai să te vădeghez, nu? Să... Da. Imediat, acum cu doi băieți, imediat. Ia uitați ce repede. Ia uitați. Că repede sunt șterzi, spălate, da, tot pregătit. Ștergem cu vârtia. Stată de la domnul profesor. Am dat pe stat? Vai, mi-a dat pe stat? Am dat. Dar seară,
Păi ați plecat și noi ne-am apucat de treabă. Ce n-a dat? Păi și primesc un bip. Îndeți-mă un bip. Și m-am gândit că voi ați fost cei care m-ați atenționat că n-am dat. Și zic, băi, un bip, de unde o fi? Oare am dat drumul? A, și erați online? Eram online. Și nu erați... Nu i-am dat drumul la înregistrare. Bine, dar... La două minute asta. Bine, dar nu aveau de unde să știe asta. Păi nu aveau de unde să știe, decât... Așa Dumnezeu, parcă, da, într-un fel, și eu să mă gândesc, da, în felul ăla. Da, domn profesor, vedeți? Înțelegi? Adică a fost o chestie, da, ca să nu mai... Mi-a fost, da, un negătul foarte mare. Problema 2, de 193. Da. Cercul C, de centru O și rază IR, este înscris în trapezul isoșel. Deci cercul de centru O și rază IR este înscris, înscris în trapezul isoșel ABCD. În trapez. Isoșel. Deci el este înscris. Deci cercul este în interior. Trapezului. Da. Cu AB paralel cu CD. În trapezul A, B, C, D. În care avem ca AB. Paralel cu CD. Paralel cu CD. AB egal 24 cm. AB egal cu 24 cm. CD 12. CD egal cu 12 cm. Să se afle. Perimetrul trapezului. În concluzie. Deci amic, nu? Da. Perimetrul trapezului. A, B, C, D egal cu cine? B min. Aria trapezului. Aria lui A, B, C, D egal cu cine? Și C min. Lungimea razei cercului. Ier. Ierul. De aici, da? Ier mare sau ier mic? Sau aici nu încapi discuții. Nu încapi discuții. Vorbim de ier mare și ier mic la triunghi. Ați înțeles, copii, da? Da. Aici e raza, am zis, ier mare, am notat cercul. A, ați notat așa, am notat așa. Așa, corect. Dacă ți-am ier mic, el nu-i pune. Corect. Bun. Și să facem un... trapez. Trapez. Eu propun să facem mai întâi un cerc. Mm-hmm. Și pe urmă ducem trapezul pe afară. Da? Deci, acum că avem și instrumente, încercăm să vedem cum iese de jocul. Deci am spus că facem întâi? Un cerc, a zis, facem. Da. Știți, la cerc trebuie să avem grijă să nu fie lăsat liber aici. Da. Nu mai reușim să-l plasăm. Se poate strânge. Știu, păi am strâns, am strâns. Deci, iată că reușim să facem un cerc. Până ne învățăm cu instrumente. Da, 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 da. Instrumente noi avem. Stângăcie și la mine, nu? Când am învățat, cu compasul nu știu dacă am lucrat vreodată. Deci în premieră, domn profesor. Da, da. Uitați-vă ce bine v-am reușit. Și în centrul e. Da, deci și centrul cercului m-a fixat. Așa aveți că tot acum. Am desenat acest cerc și în clipa asta o să duc trapezul pe exterior. Da, care e mai mare? AB-ul e mai mare, domn profesor. Așa zice, nu? AB-i 24. Ei, atunci o să... dacă AB-ul e cea mai mare, CD-ul va fi sus, da? Da, facem. Acum nu mai măsurăm 12 și 24, domn profesor, nu? Deși am putea, că aveți tot ce vă trebuie. Da, chiar așa. Deci, prea de tot. Așa. Mai fi apoi. Și să ducem și baza mare, nu? Da. Facem mai mare. O să uite mai mult la figură decât la ce facem noi, prietenii noștri. Da? Și acum este important să spunem, nu? De multe ori am spus o figură corect. Problemă jumătate. Pe jumătate rezolvată, da? Cam așa, deci aici a fost, cam pe aici să fac și partea altă, punctul de tangență. Să iasă trapezul isoscel. Așa încât avem cercul scris în triunghi, da? Corect, uitați și frumoasă figura. Da, cercul scris în triunghi, în trapez. Și A, B,
C, D. A, B, C, D, punctele de tangență, iată-le, cele două. Știți bine, sunt pe liniare, acum, da? Punctele de tangență și cu centrul cercului se află pe aceeași dreaptă. Iar dacă duc în punctul de tangență, aici trebuie să fie 90 de grade, da? Foarte important că punctul de tangență e 90 de grade. Este esențial. Totdeauna raza în punctul de tangență dusă pe tangentă, acolo e 90 de grade. Da? Să notăm și noi aici T1 și T2. Și acum să vedem ce avem în problemă. AB 24. Deci toată asta e de 24. Dragoș, nu? Da, Dragoș, ok. Dragoș, hai să notăm T1, T2, T3, T4. Și O, la mijloc. Și O, centrul cercului. Ați putea spune ceva despre AT3? Care? AT3. Cu T3B. Și dar de unde știu? Ce motive aveți? Pentru că e diametru. Cine este diametru? T4, T3. T4, T3 este diametru, da. Și O, T3. AB e o coartă. AB nu e o coartă. E tangentă. Coarta ar trebui să taie cercul în două puncte. În cercul. Da? Deci coarta așa minună. De aici până aici e coarta. Asta este o tangentă dusă la cer, da? Și perpendiculară. Ce părere aveți? O să discutăm mine. De AT3 cu AT1. Congruente. Din ce motiv? Am putea doare dovedi? Da. Păi zic cum? Cum am putea dovedi? Ai zis da. Și acum ai și motive să continui raționamentul. Cum ai arăta că tangentele duse dintr-un punct exterior la cer sunt egale? Că asta este ideea, nu? Da. Deci AT3 să fie egal cu AT1. Și tot așa devine BT3 cu BT2 și tot așa devine CT4 cu CT2, DT4, DT1. Eu nu știu dacă îmi sunt necesare problema mea, dar important este că aceste lucruri să le am clare. Tangentele duse dintr-un punct exterior la cer sunt egale. Sunt egale. Dar de ce? Am putea oare să dovedim asta? Că nu e ca o definiție asta, e un rezultat concret care poate cală ca o teoremă, sigur că da. Ați putea? Hai să ne străduim să arătăm că AT3 că e cât AT1. Trebuie să luăm pe A cu O, nu? Începeți, măi, copii. Ai încercat să îndrăzniți, da. Trebuie dar să îndrăzniți. Dar asta mi-e cea mai bine. Sigur că da. Deci A cu O. Să demonstrăm că AT1O congruent cu AT3O. Păi sunt că au un unghi de 90 de grade. Au un unghi de 90 de grade, da. Are AO comun. AO comun. Și le-ați rad. Și le-ați rad. Și T1O cu OT1O. Deci răsniți. Dacă stați așa deoparte, nu... Puteam să trec peste chestia asta. Tocmai încerc să vă provoc ca să începi să gândiți și să puteți să vă dați drumul. În concluzie, tangentele duse dintr-un punct exterior la cer sunt congruente pentru că triunghiurile acestea sunt congruente. Știu să facem treaba asta. În fiecare din situația ce le putem dovedi. Bun. Acum să ne întoarcem în problemă. A toată AB este de cât? De 24. Deci toată de ce este? 12. Ei bine, triunghiul fiind disoscel, trapezul fiind disoscel, pardon, T3, T4 trece chiar prin centru, da, T3, T4 trece prin centru și este... Noi vorbim de linie mijlocime, că nu înseamnă invers, la trapez, care este mesură. Este cea care împarte acest trapez în două trapeze dreptunghice congruente. Două trapeze dreptunghice congruente. Dreptunghice că aici și aici sunt 90 de grade. Asta îmi face ca să spun că T3 este la mijlocul lui AB
Adică 12 și 12? Da. Deci asta este 12. Asta este 12. Dar dacă atunci ăștia... și AT1 tot 12? Sigur că da. Iată ce de mare folos ne-a fost chestia asta. Foarte. Da? Înseamnă că bate în câmpii noi, dar iată că important. Ne ajută foarte mult. Da? Deci și asta e tot de 12. Și de 2B. Și acum niște pe toate, domnule. Asta e tot de 12. Ba, da. De 2 nu știu. Dar de ce nu știm de ce 2? E pe analog. Dacă știi pe de T4. Pe 6. De ce toate era 6. De 12? 6. 6. Sunt că unește pe ce cu... Deci, mai făcut și dincolo. Exact așa. Deci, spuneți teorema asta? Care? Asta care i-a zis-o, că tangenta... Deci, nu am spus, nu știu ce am mai spus, că am uitat ce am spus. Dar tu problema e să scrii? Nu, dar mă o demonstrez. Ia, da, nu uite, dar uite, Miruna, dacă am uitat, am uitat. Ce am arătat, măi? Ce am arătat? Cum se scrie? Dar ce înseamnă AT1 și AT2? De aici până la AT1 și de aici până la AT2. Tangentele. Asta-i! Tangentele! Duse dintr-un punct exterior la cerc. E o teoremă. Da? Sunt egal. Tot mai vreau să... Teoremă. Și eu uitați-vă și ne-am amintit. Tangentele duse dintr-un punct exterior la cerc sunt egale. Și se poate demonstra foarte repede. Și în paranteze spuneți așa. Știu să o demonstrez. Da, știu să o demonstrez. Știu să o demonstrez. Adică unesc acolo două triunghiuri dreptunghice, în final congruente. Și acum perimetrul a ieșit imediat. Ce-ați zicem acum? Perimetrul de A, B, C, D este egal cu 24 plus 12 plus 18 24 baza mare plus baza mică 12 și plus de 2 ori 18 2 ori 18 cu 36 plus 36 și 36 plus 36 și egal cu 72 cm. Aria lui ABCD baza mică plus baza mare înălțime spre 2. Aria lui ABCD este egal cu baza mare plus baza mică înălțime. Adică AB sau cum vreți. Hai să scriem AB, da. Sau AB. AB plus DC. Ori DD prim. Ori DD prim. Sau T3, T4. T3, T4. Da? Care o știm și pe aia că știm raza, nu știm raza. T3, T4. Totul supra 2. Da? Și egal cu? Nu știm AB 24. 24 plus? Plus 12. Ori T3, T4, nu știm, trebuie să o aflăm. T3, T4, da? Da, pe 2. Pe 2. Ai 36 ori T3, 34. Pe 2, adică 18 ori T3. Deci egal cu 18 ori T3, T4. În loc de T4, T3, ducem înălțimea din D. Așa. Deci o să duc din D o perpendiculară. Dreptunghic. Zicem D1. Da. Și din ce? Nu, doar din D. Da, și AD1 cât e? Știm AD1, de cât? E de 16. Cât e? 6. Cât? Dar de unde știi că e la mijloc? Că AD3 e de 12 și DT4 e congruent cu D1. A văzut așa, da? Deci toată asta este de 12. Iar asta de aici... 12-6, da. Noi, în practică, făceam altfel. Duceam și de aici, din baza mare scădeam baza mică, bucățele să le împărțeam la 2 și același lucru, dar fiindcă avem aici trapezul dreptunghic, a sesizat că e suficient să ducă numai de 1. Și la de AD1, zicem așa. Sau T3, T4, că în cazul nostru vom profesor tot aia. T3, T4, va fi egal cu radical din... Aici e o cateză, nu? Egal cu radical din... 18 la pătrat, minus 12 la pătrat. Adică 12 și cu 6, 18 la pătrat, minus 6 la pătrat. Deci 18 la pătrat, minus 6 la pătrat și egal cu radical din 324 minus 36. Cât? 324 minus 36. 324.
minus... 3, am putea 6. Să facem 18 minus 6, 18 minus 6, nu? Totul la pătrat. Așa, și face cât? 12, exact. Totul la... Bravo, Duțu. Așa se face. Așa, așa clasă 2. Bravo. 2. Păi... Nu, e băie. Nu, e băie. Păi, și mine ați spus. Să prins cel, nu e băie. Am întâi, dragul, și tu ai reacționat. El a zis primul. Da, eu foarte... De ele m-am prins eu repede și m-am agățat. Și adeu, vinit repede. Poate, în care e ordinea viitorului operației? Puterile. Și cum adună mulțirile și părțirile și scăderile, adună scăderile. Ordinea viitorului operațiilor. Deci trebuie să zic eu la pătrat. Adică, 18... la pătrat, minus 6 la pătrat, nu este egal cu 18 minus 6 totul la pătrat. Radicalul, puterea... 18 minus 6 pe lângă 18 plus 6. Tu asta ai zis? Așa da, mă. Așa da, ne place. Așa da? Băi, dacă ai zis așa, e bine. Da. Dar dacă te reabilitat așa, în ultimul moment și ai prins cu anta asta, e tot atât de bine. Dovedește că ai fost abil și n-ai vrut să, n-ai vrut să muști din... Adi, te-ai dus așa, direct. Ai și pronunțat-o cu toată furia. Ce poate, e voie. Deci, așa ceva nu mai faci, nu? Nu. Nu mai faci. Corect, l-a spus el că este 18 minus 6, pe lângă 18 plus 6, A la a doua minus B la a doua, lucrul care se întâmplă, iată, 12, ori... 18 6 ori cât 24. Nu-i 18 minus 6 cât ziceam 12 la pătrat. 144. Care face 144. E cu totul și total răspuns. Deci de aceea nu facem prostiile astea. Deci 324, dacă ne-am dus așa, sau 12 ori 24 pe mâna lui Dragoș, da? 12 ori 24, că el nu vrea să facă mulțiri. Acum, Dragoș, continuă-ți ideea. În loc de 12, zicem 4 ori 3, da? Și în loc de 24... 5 ori 4. 5 ori 4? 24. 8 ori 3. 24. 3 ori 8, mă? Da. Deci, 3 ori 2 la a treia. Că 8 e 2 la a treia, da? Și egal mai departe cu radical din 4 iese categoric. Deci este 2 ori 3. 2 ori 3, care iese în față, 6. Ori radical din, mai este un 2, din 2 la 3. Da? Și rămâne doar un 2 aici. Și face 12 radical din 2. Sigur, făcând calculul care trebuia pe 324 și nu știu ce acolo făcut, tot așa facem finalul. Deci, corect, domn profesor, numai că se face 24. Este egal la ce? Nu bine. Atenție multă. Am insistat pe trepte 4, Pitagora, calculul concret aici, ați văzut și capcană, ați mușcat cu toată furia din ce am zis foarte acolo. Bună și ideea lui Dragoș, asta cu altul. Foarte bună ideea. Foarte lui Dragoș, să zicem 18 minus 6 pentru 18 plus 6, pentru că evităm înmulțirile, pentru că ne este la îndemână, calcul cu putere, ochiul merge foarte repede, scrie, ies în factorile, e făcut rapid, iată 12 radicale 3. Altfel, trebuia să zicem 324 minus 36, ce dădea? Deci, trageam radicalul și vedeam exact rezultatul respectiv. Așa, da, continuăm aici când am terminat. E 18, ori de 3, de 4, ori 12, radical din 2. 216 radical din 2 centimetri pătrați. Asta este aria. Și la rază... Cât e raza acum, copii? Raza e... 18 radical din 2 pe 2. Pe 2, corect. Foarte bine. Foarte, e diametru. Poată, e diametru și atunci e mare. Deci o să spunem că e raza. Egal cu 12 radical din 2, totul pe 2, care înseamnă 6 radical din 2. Ce e? Păi 216. Nu, 12, 3 pe 4, nu aria. Deci nu jumătate din aria, jumătate din diametru. Din diametru, din 3 pe 4. Păi mare atenție, nu contează. Doar ai pățit-o. Exact. Deci ai pățit-o, nu mai privi cu îngăduință greșelile acestea care sunt
E o greșeală mică. E fatală pentru pe scrie, pe teză scrie asta. E scris nu. Exact. Nu 6 radicali din 2, ci sunt jumătatea lui 216. Am vrut ceva acolo. Asta, nu asta este. Profesorul nu vrea, dar pentru punctul ce, salut. Uitați, din voi trei mi-a plăcut de Dragoș. A fost atent, acolo imediat s-a mobilizat, a zis așa, mi-a plăcut. Bravo, Dragoș. Da? Deci remarcăm când primise și sancțiunea pe nedrepte. Da. Ce iertare. Imediat s-a mobilizat, a zis corect, e atent, îmi place. Da. Hai, și... Cedem tabla. Ce că hai vă șterge. Veniți de aici înspre mine, cu hârtia, adică din partea cealaltă cu hârtia, ca să șterge... Deci când îi dă un trapez izocel și ne dă doar două straturi, asta facem, ducem... Nu? Dacă e vorba de faptul că e cercul înscris, întâi facem cercul și pun un trapez. Deci când e vorba de un trapez sau un drum sau orice înscris în cer, ducem pe 1, pe 2, mereu. Tangente. Deci asta că te ajută foarte mult, pentru că vârfurile de acolo vor fi tangente duse într-un punct exterior, la cer. S-a aplicat acel rezultat foarte important. Deci, mereu, da? Dar pentru un distinct sau... Orice poligon. Bun. Și raza aia e de... Întotdeauna cu tangență să... 90 de grade, da. Interpendicular. Problema 3, este esențială, da? Cu asta ne-am ales. Din problema de mai sus. Și acum 3, da? Da. Ultima rândesc. ABCD este un patrulater inscriptibil. A, B, C, D. Patrulater. Inscriptibil. Inscriptibil. Da, știu eu. Cu D, B, bisectoarea unghiului A, D, C. Cu D, B, bisectoarea unghiului A, D, C. Bisectoarea unghiului A, DC. DC. Dacă BD perpendiculară pe AC. Dacă mai adăugăm că BD, deci dacă. Da. Dacă. BD perpendiculară pe AC. AC. Și AD egal cu AC și egal cu 18 cm. AD egal cu AC. Egal cu 18 cm. Să se afle. Amic. În concluzie. Am prima întrebare. Măsurile unghiurilor patrulaterului ABCD. Măsura lui A egal cu măsura cine? Lui A egal cu semn de întrebare, măsura lui B egal cu cine și măsura lui C egal cu cine și măsura lui D egal semn de întrebare. Beni, cred că perimetrul vă să scrie patrulaterului ABCD, o scris parametrul. Perimetrul A, B, C, D. Ce mic? Aria patrulaterului ABCD. A, B, C, D. Și D mic. Lungimea radii cercului circumscris patrulaterului ABCD. Deci, o zi, domn profesor, nu se poate vorbi de ieri varier. Și de cât la... Ieri. Cu ce vrei tu? Ier mare, ier mic, nu mă interesează. Da? Un ier. Am să pun ier mic ca să nu se... Deci nu e înscris cercul de prim. Lungimea razii cercului, circumscris patrulaterului. Nu așa, circumscris patrulaterului. Deci nu am un patrulater. Deci rămâi cer, facem un patrulater. Să vedem. Circumscris ce înseamnă? Patrulaterul. Înseamnă patrulaterul în cer sau cercul din patrulater? Ia să vedem. Patrulaterul în cerc. Patrulaterul este în cer, pentru că zis cercul este circumscris patrulaterului, da? Așa. Să vedem dacă mai știu ce înseamnă patrulaterul inscriptibil, domnul profesor. Da, știm unghiurile puse sunt suplimentare, diagonalele se formează unghiuri congruente. Deci un patrulater este... inscriptibil sau este înscris într-un cerc. Atunci când am unghiurile opuse congruente, pe suplimentare, când cu ajutorul diagonalele ducem, știu, pe figură, nu știu să... Dacă ducem niște diagonale, cu diagonala opusă sunt unghiuri congruente. Cu diagonala opusă. Diagonala... Așa.
Ca să pornim la treabă, mai discutăm la momentul potrivit. Împerge cu cercul întâi și în cerc înscrim în patru latere. Corect. Că atunci el, patru latere este inscriptibil, că am scris noi. Corect. E foarte simplu. Da? Deci, desenăm un cerc. Deci, iată cercul pe centru O și rază iar. Înscriem un patru latere. Deci, patru laturi. Nu-l facem trapez, nu-l facem o figură de-asta cunoscută. Deci, să fie cât mai diferit, ca să nu picăm într-o situație particulară, să ne-a pus cineva că am făcut o figură într-un caz particular de ăsta. Este vorba de un patru later inscriptibil. Corect. Notat cu A, B, C, D. Ia vedeți, este BD perpendiculat pe AC? BD. A, diagonal de perpendicular. D, pe A, C. Ei, n-am mai fost atent aici. N-am mai fost atent aici, da. Da. Trebuia să le ducem întâi pe astea, domnul Victor, nu? Așa, așa trebuia să le ducem. Deci cele două diagonale. Trebuia făcută figura invers. Duse două colți perpendiculare. Da, și după aceea făceam patru latere. Așa, și atunci făceam patru latere. Să vedem cu cât e, care e diferența. Este. Hai să facem așa, că tot avem figura. Făcută, să fim cât mai aproape exact. De... Avem și cu ce acum noi acum chiar ne permitem să facem lucrurile acestea. Nu mai trecem cu vederea. Aș cum să zicem că ar fi 90 de grade. Deci ce să fac? Duc întâi o coadă. Așa. Pe urmă, duc o perpendiculare pe coada respectivă. Mai faci unul mai mare, domnul profesor, nu? Ce? O linie, uitați un echer. Unde mai am? Unde? Dar acolo mai este unul mai mare. Un raportor. Nu, uitați un echer acolo. Da, da. Care vă ajută mai bine. Uite că mă va, nu îl văd în partea. Da? Deci, ducem în cealaltă. Nu la mijlocul cozii. Deci, nu ca să treacă, aș obliga să treacă prin centru, prin O. Deci, fără să treacă prin O. Și iată că am găsit acum A, B, C și D. Așa este patru latere inscriptibil. Ia să fac așa. Da, exact, aveți minilor. Aia de ce să tot trage lumine și astea curbe, nu? Așa. Obișnuie cu mâna liberă, da. Știi? Impup. Nu mi-l am de mână să fac. Și acum să șterge că aveți 2 de C și 2 de A, domnul profesor. Da? B-ul, 2 de C. Ce frumos, îmi dați figură. Da? Da. Face ochiul lui. Să vede. Îți vine să te uiți la asta, chiar dacă nu știi prea multe geometrie, să zici, la figura asta. Așadar, se dă un patru later inscriptibil, în care diagonalele sunt perpendiculare. AD egal cu AC și egal cu 18. AD egal cu AC. De asta nu mai. Da? AD egal cu AC și egal cu 18. Nu vădeam, nu scrie bine. Nu mai știa figură. Nu mai știa. Deci 18 și 18. Da, o, deja mai văd o informație da. Acolo. 18 și 18, da.
Și mai avem BD, bisectoarea lui ADC. BD a lui AC. ADC. B. DB, bisectoarea lui ADC. DB, lui A, D, C. C. Adică unghiul ăsta, da, cât ăsta. Exact, așa. Da. Deci... Perfect aici. N-am ținut. Da, știți de ce? Pentru că nu e asta de 18, pentru că... Exact, de normal. Deci, așa este normal. Da, mergem mai departe. Deci asta știm, asta e tot ce știm, domnule. Da. ADC, unghiurile, unghiul ADB e egal cu unghiul ACB. Deci, fiindcă AD este cât AC, triunghiul este isoscel, atunci tot unghiul ăsta mare așa, da? Tot unghiul ăsta este cât unghiul, da? Unghiul ăsta așa miruna, este cât ăsta de aici, nu? Da, dar mai avem... Nu cât ăla. Nu, 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 atenție. Cât ACD. Cât ACD, da. Dar mai avem că unghiul BAC plus ACB egal cu unghiul ADC. Unghiul care? BAC și plus BCA. B, A, C, C. Adică ăsta de da, aici. Da, e congruent cu... E congruent cu... E congruent cu B, D, C. Așa este. B, A, C. E unicul vârful pe C. Privește spre B, C. Da, și mai... Și spre B, C mai privește și unghiul B, D, C, da? Da. Adică unghiul ăsta... Și e și el congruent. Deci, să spunem așa, Miruna. Unghiul ăsta, care privește spre arcul ăsta, tot spre el mai privește și ăsta de aici, da? Da. Asta îmi spune mie că, ducând B, D, B bisectoare, unghiul de aici e congruent cu ăsta de aici. Da. Și că... Stop, 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 stop. Deci, să spunem că unghiul ăsta e și cât ăsta laptul, din cauza bisectoare, da? Da. Da. Înseamnă că unghiul de aici, cu ăsta și cu ăsta, cum ar veni 1, 1, 1, nu? Dar unghiul ăsta se uită spre AB. Corect. Tot spre AB, cine se mai uită? Ala. Și ăsta de aici. Și tot... Și ăsta îi zicem tot unghiul, da? Și tot unghiul B e congruent cu tot unghiul D. Nu cu tot unghiul, cu B, D, C. Tot unghiul? Nu, cu tot unghiul D. A, D, C e congruent cu A, B, C. A, D, C, cu A, B, C. De ce? De ce e asta? Care e A, D, C, cu A, B, știu ce, care zis? Păi nu, fac împreună 180 cel mult, poți să spui. Într-un patru, atent scriptibil, unghiurile opuse fac împreună 180. Mm-hmm. E altă poveste asta. Dar hai să mai insistăm încă. Deci am spus că unghiul ăsta de aici 1 e cât ăsta datorită bisectoarei. Da. Ăsta de aici se uită spre acul BC, îl obligă și pe ăsta de aici, nu din A, care l-am notat aici, care se uită, e vorba de A, B, C, care se uită tot de ce. Și fac că bisectoare și a unghiul de aici, care se uită spre A, D, B, e aceeași, de aceeași măsură. Adică arcul AB ar fi cât arcul BC. Parcă ar fi tot arcul A, B, C, dat în două. Dar BC nu e isoscel? Care? A, B, C. A, B, C. Că avem unghiul B, A, C, congruent cu B, C, A, B, da. 1, 1, atunci și C, B, e de 18, și deci, C, C, 18. Stai o secundă, Adi. A, B, C, zice că e isoscel pentru că unghiul din A e congruent cu unghiul din C. Și, și el e isoscel așa, Adi. Da, A, B cu B, C. A, B cu A, C. Cu B, C. Cu B, C. Da, A, B cu A, cu B, C. Nu cu A, C. Păi da, unghiuri la bază sunt congruente, da? Da. Deci, hai să punem că latura asta ar fi cât asta, Adi, nu așa? Cele două cori sunt egale, fără da. Discuții. E, și acum, unde să ne mai ducem noi? Am tot bătut... Și nu ce trebuie să aflăm, domnul profesor, măsurile unghiurilor.
măsurile unghiurilor A, B, C, D, da? Bun. Unghiul de aici, care se uită spre A, D, mai este egal cu care unghi? Care? Ăsta care spre A, D. Cine se mai uită spre A, D? Unghiul din B. Unghiul ăsta din B de aici, da? Hai să zicem 2 aici. Da? Și ăsta de aici este tot 2. Și îl duc așa, ca să nu mă încarc aici. Deci ăsta e tot unghiul 2. Bun. Știm că într-un patru later... Unghiul de aici se uită spre cine? Dacă. Da. Se uită spre congruent cu D, C, C. Deci hai să notăm pe ăsta cu 3. Uitați, așa îi facem. 3. Da? 3. Unghiul de aici. Care este și aici tot 3. Da. E bine? Da. Se uită spre de ce? Unu, unu, deci 2 de 1, sunt 2 de 1 aici, nu tot unghiul de 2 de 1 și cu 1, 1 și cu 3. Și cu 1 și cu 3? Nu, cu 2 și cu 3. Cu 2 și cu 3 fac 180. Fac 180, am avea o primă relație. Da. Deci am avea ce? 2 de 1 și cu 2 și cu 3 fac 180 de grade. Ia să scrim asta. Deci 2 ori 1, așa, pun peciulițe deasupra, 2 de 2 unghiuri de 1, plus unghiul 2, plus unghiul 3, da? Deci de 2 ori unghiul 1, plus unghiul 2, plus unghiul 3, este egal cu 180 de grade. Pe de altă parte, tot așa de bine, 1 plus 2, plus 3 și plus 1, adică tot 2 de 1, un 2 și un 3, tot 180 de grade. Deci n-ar trebui să mai scrim pe asta. Da. Bine. Deci rămâne doar relația asta între 1, 2 și 3, de 2 ori 1 plus 2 și 3, fac 180 de grade. Acum să ne mai ducem noi, că avem aici perpendicular. 1 cu 3 fac 90. 1 și cu 2, e una? 90. Și 1 și cu 3. Și 1 și cu 3 fac 90 de grade. Da. Hai să zicem. 1 plus 3. 1 plus 2 era. Ei, bine, 90 de grade. Da. Și 1 plus 3. 3 plus 2, da? Egal cu 90 de grade. Ce putem face de aici? Înseamnă că 3 egal cu 2. Da. Că luau pe 1 până la completare, la 90. Mm-hmm. Da? Deci de aici 3 egal cu 2. Din cele două. Din astea două rezultă că unghiul 3 egal cu unghiul 2. Aici înseamnă că mă pot duce și... 2 de 2 și 2. Nu, 3 egal cu 2 e încă o relație interesantă. Dacă 3 egal cu 2 înseamnă că în loc de 3 putem pune 2 aici, peste tot, în figură. Deci punem în loc de 3, 2. Unde mai vedem 3? Uitați-vă acolo că l-ați luat. Așa, tot 2. Așa. Bun. Să vedem acum ce lucru interesant avem. Și să putem afla unghiurile, da? Deci, din clipa asta, am că 1 plus 3 fac 1 plus 2 fac 90 de grade. Asta ar fi relația importantă. Că 1 plus 3 fac 90 de grade, este de pe sus. 2 fac 90 de grade? Da. Păi și atunci, BAD e de 90. 1 plus 2 fac 90 de grade, da? Da. 1 plus 2. Deci, ăsta de aici, CU este 90 de grade, da? Da, și atunci BAD nu e 90? BAD, dar el este un 1 și un 2. Și 2. 1 plus 2 fac 90 de grade. Și atunci BAD e 90. Exact. Și CU are? Și CU e 90. Tot 90 de grade. Deci am început să le aflăm. Deci unghiul BAD, adică unghiul A, măsura lui A,
egal cu 90 grade. Egal cu măsura lui C. Da? Și egal cu 90 grade. Păi și 1 plus 2 aveți și la B, domn profesor. Nu? Deci figura toată... E pătrat. E un dreptunghi. Dar unde mai avem? Acolo la B nu avem 1 plus 2 copii sau avem 2 plus 2? Nu, avem 2 plus 2. 2 plus 2, da? Da, acolo e 2 plus 2. Și aici 1 plus 1, da? Așa, acolo e 1 plus 1. Gata, acum am văzut. Așa. Deci, dacă ăstea sunt de 90 de grade... Acum măsura lui B plus măsura lui D trebuie să fie 180. B plus D știm că face 180, adică 1 plus 2 fac 90. Adică, adică 2 ori 2 plus 2 ori 1. 2 ori 2 plus 2. 2 pe lângă 1 plus 2 da. Fac 180, 1 plus 2 fac 90. Deci, întrebarea este cât este B-ul și cât este D-ul. Da. Ideea este că în figura asta, dacă am fi respectat-o, faptul că el e 90. 90 de grade, B-D trebuia să fie diametru. Ba nu. Nu iese diametru? Nu. De ce? Nu iese. Adică păi... totul ai respectat? Ai scris? Da, și eu știu. Adică am făcut, dar mai puțin... De uite, Miruna, dacă este că 1 și cu 2 fac 90 de grade, e clar? Da. Asta înseamnă că BD e diametru. Corect. Da. Dacă e 90 de grade acolo, normal că e diametru. Deci eu ce trebuia să fac în figura asta ca să fost... Facem una mai mică, repede. Facem una mai mică și să vedem de acolo lucrurile cum pot foarte bine, nu? Eu vă șterg, nu, nu, lăsăm așa și dar. Și noi trebuia să ne prindem. Da, n-aveam de unde să știm exact. În toate lucrurile astea la început, Miruna. Deci după ce am făcut, am analizat, ne-am dat seama că unghiul acela e 90 de grade și acum ne ajută foarte mult. Facem de dată perpendiculare, facem de dată perpendiculare, facem figura mai mică? Poți să o faceți tot atât de mare și voi. Voi, nu neapărat mai mică. Nu știu cum să scot asta. Cum să scoatem creta? Da, țineți-o pe aia fixă, domn profesor, să faceți da, celălalt. Da, facem așa. Ca să nu mai pierdem timp. Da, da. Pe ce o scoatem. Facem direct cu diametru, cu perpendiculare, cu tot. Da, da. Deci avem pe aici, pe la centru. Am spus că duc, cine e diametrul de B, ca acolo cât de cât să ne apropiem. Deci, D, B. Și AC, perpendicular, dar așa fel încât DB să fie bisectoare lui ca să fie bisectoarea unghiului ADB. Nu rămâne și decât să duc așa, perpendicular și asta. Este bisectoarea unghiului de aici. Da. Și iată că totul este clar. Bine, este un romb. Este un romb vă ieșit vouă? Nu. Nu, că dacă este chiar... Dreptunghi. Dreptunghi pătrat este chiar. Pentru că trebuia diagonalele să fie perpendiculare. Da? Diagonalele sunt perpendiculare. Asta și de la început. Așa, cum am valorificat. Poți, asta, nu, am bisectoare, avem și diagonala și bisectoare, nu? La pătrat, diagonala este egală cu latura? Într-un și pătrat, diagonala... Sunt perpendiculare. Dar avem așa că diagonala da, egal cu... Da, avem. Uite, AD egal cu AC. AD, 18. Egal cu AC.
și egal cu AC 18, da? Deci nu e pătrat. Deci nu e pătrat. Aici ai dreptate. A, trebuia să duc un pic, dacă schimb poziția aici, unghiul ăsta de aici, tot 90 de grade va avea, da? Deci, important să fie perpendiculară. Vedeți că nu uniți cu A. Îi mutați cu teașelul ăla? Deci mutăm în felul ăsta miruna A D. Deci fie cât A, C, da? Da. C. A, D. A, D cât A, C. 18. 18 și unghiul din A și cel din C ai 90. Unghiul din A și cel din C? Deci că AC și DB sunt diametri. AC nu. Numai DB este diametru. Numai DB este diametru care are 90 și 90. Dar cealaltă... Păi de ce? Că AD, AD, C nu are 90. Nu are. A. Deci ăsta e, ăsta e 1, 1. Da, și acolo avem 2, 2. 2, 2. Da. Și nu sunt egale. Ce valorificăm acum este faptul că triunghiul DAC este isoscel. DAC este isoscel. Și că 1 plus 1 dă 2. Deci 1 plus 1 de aici face cât unghiul de ăsta de aici. Înseamnă că 3 ori 2, 3 de unghiul 2 egal cu 180, înseamnă că 2 egal cu 60. Așa ce am ajuns, da? Da. Deci ce observam, am observat repede? Că 2 că de, 2 de aici, care se uită spre arcul AD, este cât ăsta de aici, tot 2 este, uh-huh. Da? Și 2 de 1 egal cu 2. Și 2 de 1 egal cu 2. Triunghiul ADC fiind isoscel, 1 și cu 1 face cât 2. Unghiurile la bază sunt congruente, da? Da. Deci 2 de 1 egal cu 2. Deci 2 ori 1, 2 ori 1 egal cu 2, unghiul 2. Și atunci? Și atunci avem triunghiul ABC, de avem 1, 1, 2, 2. În triunghiul ABC. C. 1, 1, 2, 2, adică 3 e 2. Avem 1, 1. 1. 1. ACB e tot 1. Ăsta de aici e 1? E 1, da. De ce este 1? Că se uită spre BC. Pe BC și spre BC se uită și ăsta. Da. Deci ăsta e tot 1 de aici. Da, și e și ACB tot 1. Că se uită spre AB și se va uita spre AB. Și ăsta de aici, miruna, e tot da. De 1. Da, se uită spre, e congruent cu ADB. Cu AB? E cât ăsta care e din D, da? Tot 1. Da, și acum 3 de 2 egal cu 180. 3 deci, de 2. Deci 1, 2 de 1 face, de ăștia 2 de 1 face 1, 2. 3 de 2 egal cu 180. Și acum 3 de 2, da. Deci 2 de 1 egal cu 2 și între unghiul, între unghiul care A, B, C, A, B, C, avem ce? 2 de 1, 2, 2 de 2, 2 ori 2, plus 1 plus 1, plus 2 de 1, 2 ori 1, este egal cu 180 de grade, da? Adică 1 plus 2 fac 90 de grade. Mm-hmm. 1 plus... Dar 1 plus 2 egal cu 90 de grade, de ce mi-ai spus că era cu 60 de grade? Pentru că avem 2, 3 de 2 egal cu 180. Că 2 de 1 face 2, 2 de 1 2, face 2, 2, 3 de 2 egal cu 180. Da, deci 3 ori 2 egal 180, 2 egal 80, deci 1 singur 60. 2 egal cu 60 de grade. Și 1 egal cu 30. Iar 1 egal cu 30 de grade. Și atunci vedem că tot, tot este... Și unghiul D. Da, e gata. Dar unghiul B e 2 de 2. Da, deci unghiul, măsura lui B... E
și 2 de 2, și adică 120. 2 deal de 2 și face 2 ori 60, 120 de grade. Da, și un iude, 2 deal de 1. De două ori măsura lui D. Un iude, măsura lui D, e de 2 de 1, nu? Da. Și face 2 ori 30. 60. Și egal 60 de grade. Am aflat măsurile unde. Insistăm încă pe problemă. Asta este figura de bază acum. Dar mai avem și B și C și D. Da. Dar vreau să o șterg asta. Deci că să fac și spațiu pentru lucru. Și mai privim o dată să facem raționamentul și să redactăm. Nu. A, nu mai redactăm, că știm deja. Miruna, știi mult, pierdem la redactare. Deci, datorită faptului că nu redactăm, nu convinge pe cel care corectează. Da? Știi tu, dar cel care corectează nu știe ce ai spus acolo. Hai să începem de la bun început să redactăm ca să scriem tot ce am spus acolo. Până acum ați înțeles, că am dezlușit. Am descifrat problema, ați văzut-o că la prima n-am respectat măsurile. Acolo ne figura încă o clară situația că trebuie făcută figura cât mai aproape de realitate. După ce am tatonat-o și am văzut că e o situație de așa asta în care triunghiul este dreptunghic și apărea varianta în care o latură era egală cu ipotenuza, cum am dus-o prin centru acolo, era o contradicție și atunci nu, am revenit. Ca să se întâmple așa, trebuie neapărat ca aceste două părți, A, D și cu AC să fie egale. Imediat ne dăm seama că din A plecând, arcul ăsta atâta, și aici l-am luat cam mare, este cât AD pe partea cealaltă. Deci de aici trebuie plecat. Fiindcă AD este cât AC, așa îi scrie acolo undeva. AD egal cu AC. Trebuia văzut treaba asta. Și atunci unghiul ăsta trebuia pe A mai în dreapta, ca să mărim pe A, D, și în felul ăsta și avem șansă și pentru AC. Am ajuns la ideea că DB e diagonală. E diametru foarte bun. Foarte important a fost. Dar n-a ieșit deodată. Cum am gândit? Hai să vedem, să pornim din nou raționamentul. Și să vedem exact. Mi-am făcut o altă figură, mi-a ieșit că O și unghiul M și acolo unde am notat AC pe DB e aceeași chestie și nu e așa. Păi, de ce am spus? Insistăm pe figură. Faceți din nou figura, v-aș ruga. Să desenați din nou în cerc. Și să încercați acum să duceți pe AD egal perfect cu AC. Da, și aceea să duceți diagonală, să faceți 90 de grade perpendiculară pe AC. Pe BD, nu? Și să-l treceți prin noi. Deci, mai întâi duceți un diametru. Să ducă diametrul întâi? Sigur, da. Care BD? Deci ducem diametrul de B. Un diametru. Și duceți-l perpendicular pe diametru atunci. Da, imediat. Deci ducem întâi diametrul. Și acum, de la centru mai în dreapta, ducem o perpendiculară pe acest diametru. O coardă perpendiculară pe acest diametru. Dar ca să vă iese foarte bine, faceți așa fel, fixați aici A. Nu. A-ul poate să fie oriunde de acum, va fi din 90 de grade, fiindcă avem diametru de B, da? Arcul ăsta de A și trebuie să-l împărțim exact în două, arcul care? D, B, până într-un loc aici. Dacă ducem perpendiculară, înseamnă că coarda asta e cât coarda asta. Deci, practic, trebuie împărțit în trei. Deci luăm ăsta
Și ăsta și încă o dată. Dacă îl stabilește pe A și ia în deschizătura compasului AC-ul, care l-a dus perpendicular, și ia în deschizătura compasului și pe aceea îl duce și pe AD, că este egale, nu ajută? Deci... Adică o să fie triunghi echilateral. Știți că l-a dus pe AC perpendicular? A, D, C, triunghi, va fi triunghi echilateral. De unde ne dăm seama că va fi? Că D, A, C e tot 2, A, D, C e tot 2 și A, C, D e tot 2. Deci, în final, triunghiul ăsta este echilateral. Și atunci, atunci ca să... Adică, dar cu tot că și egal cu AC. Deci, Miruna, fiindcă triunghiul ăsta este echilateral, să ne iasă figura perfect, înseamnă că, din punctul D, cu raza, cu lungimea raza, începem 1, 2, 3, 4, 5, 6, da? 5. Deci, fixați compasul, vârful compasului aici. Ați făcut-o da, așa, da? Exact. Exact ca acolo, dar poate nu chiar am nimerit-o noi. Ca să fie perfect, cum am spus, trebuie să gândim în felul următor. Să desenăm un triunghi echilateral cu vârful în D. Da? Și pentru asta, să ia măsura... Să ia măsura, Miruna, să ia măsura în compasă a razei. O D. Se fixează vârful compasului în D și începem să trasăm un arc, mutăm compasul al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea. Da? Deci, cu raza, cu măsura raza. 1. Fac eu, că am și eu la posibilitatea să fac acum. Da, dragilor, de așa facem. Deci, ca să ne iese figura perfect, iau în deschizătura compasului raza și zic 1, mut aici 2, mut aici 3, vedeți că vine exact la diametrul 3, 4, 5 și 6. Al șasea punct chiar aici se închide. Și atunci voi desena triunghiul echilateral cu vârful nu așa cum îl vedeți aici, și aici este A-ul cu adevărat. Da? Aici este C-ul.